Bună seara, urmăriți politică cu Natalia Morari. E luna august și noi continuăm să discutăm cu oamenii dincolo de sfera politică. Eu mă bucur să o văd astăzi alături de mine pe bună mea prietenă Natalia Albăt, fondatoare ca lumea. Bună seara, bine ai revenit în micul nostru studio. În micul marele vostru studio, mi-a așa mult mi-a plăcut că tu m-ai prezentat ca buna ta prietenă. Așa e, deci deodată trecem la per tău. Da, data trecută, anul trecut când am făcut emisiunea Interpol, ne-am prefăcut la început. Am început cu per dumneavoastră, dar eu cred că e o fățărnicie. Nu trebuie să jucăm aceste roluri. Eu cer scuze, eu imediat fac share la live-ul nostru pe Facebook pentru oamenii care ne urmăresc din diaspora. Da, și eu vreau să dau un share de altă, dar eu știu că foarte multă lume care nu are acces la televizor aflându-se departe, probabil că ar vrea să vadă această emisiune, așa că scuzați-ne, dragi prieteni. Am făcut-o. Dați-ne acest răgaz micuț, gata, continuu. Ce e asta, Nat? Asta e... Asta este mai mult un capriciu sau e o tendință pe care nu se mai poate de ignorat? Iată această necesitate permanent de făcut live-uri pe Facebook, de făcut share. Ce e asta? Asta este noua media. Noua media. Da, asta este reflecția timpurilor pe care noi le trăim și eu numesc această reflecție tren și cine nu sare în acest tren acum, va rămâne în urma lui și va trebui ulterior oricum să recupereze. Așa că întrebarea este, sare acum și ești în pas cu timpul? Sau mai zăbovești, te mai lenevești ca ulterior oricum să fii nevoit să faci asta? Cu ce se deosebește această nouă medie de cea veche? În primul rând, economie de bani. O foarte mare economie de resurse financiare și umane. Pentru că tu, printr-un singur post sau share, reușești să atingi o audiență pentru care, în mod normal, pe vremuri, trebuia să depui eforturi mari tehnice, resurse umane și financiare. Acum, cel mai important însă este nu atât share-ul pe care îl faci tu, ci mărimea comunității pe care tu o inviți să urmărească al tău share. Și această comunitate nu se construiește peste noapte. Asta sunt ani de zile. Zilnic. Muncă. Crești comunitatea, așa cum îți crești tu audiența la televiziune, așa cum un ziar își crește audiența. Deci toată lumea lucrează la creșterea comunității. Iată aici. Da, dar în online aceasta se întâmplă mult mai rapid, mult mai eficient și impactul este mult mai mare. Mult mai mare. Dacă te raportezi la eforturile depuse. Da. Uneori cu un simplu telefon mobil poți să ai același reach, același impact ca și la televiziune, uneori chiar mai mare. Absolut. Care a fost reach-ul tău cel mai mare în rețelele de socializare? Eu mă refer la numărul de oameni care au privit un video, de exemplu, sau un live. Eu cred că cele mai mari reach-uri noi le-am avut cu Andrei în campania electorală în care noi ne-am implicat destul de mult, campania anterioară, unde s-a văzut foarte clar nevoia de voci alternative. Era vorba de sute de mii sau de zeci de mii, de câte mii de... S-a ajuns la sute. Sute de mii. Da. Deci aceasta este o audiență foarte bună pentru un post de televiziune din Republica Moldova. Foarte bună. Presupun că da. Dar imaginează-ți că noi făceam asta de acasă, de pe canapea, cu un ecran al unui televizor second hand pe care ne l-a împrumutat vecinul, cu internetul pentru care plătești pe lună $50, cu niște telefoane luate în credit pentru că ți iei abonamentul și îl plătești 2 ani, respectiv cu resurse foarte mici și astăzi se pot face lucruri foarte mari. Tu înțelegi că mulți reprezentanți ai mediei vechi, să zicem așa? Clasice, hai să clasice, da, da, clasice. Pentru că și noi, într-un fel, reprezentăm o medie clasică care pur și simplu încearcă să fie foarte prezentă pe online datorită echipei noastre tinere. Da. Eu mă bucur de acest lucru și vom încerca să fim și mai prezenți pe online, pentru că cine știe ce se va întâmpla. În caz de se întâmplă ceva, mereu putem să mergem acolo unde deja, absolut, deja suntem prezenți. Absolut, backup-ul, securizarea voastră. Exact. Deci, înțelegi că foarte mulți reprezentanți ai mediei clasice se uită fie că arogant la ceea ce faci tu, fie că nu te înțeleg și consideră că tu te joci în lucrurile care nu prea superficiale, pentru că aceasta nu este jurnalism. Aceasta nu este presă independentă sau presă așa cum ea trebuie să fie. Tu ce le spune? Păi pornim de la ideea ce este jurnalism. Jurnalism este să informezi și trebuie să respecti niște reguli deontologice elementare ca să te poți considera un adevărat jurnalism. Și plus la asta, eu cred că noi trăim acum de fapt o adevărată perestroică de minte.
de viziuni, de atitudini și, până la urmă, dincolo de toată vorbăraia și ce cred unii colegi sau alții colegi, contează rezultatele, contează lucrurile palpabile pe care poți pune mâna și spui, poftim, mai sunt argumente. Eu cred că poate unele lucruri, într-adevăr, în social media rămân să fie destul de superficiale. Din păcate, social media demonstrează că nu vrea să consume lucruri foarte serioase, lucruri profunde, vrea să consume mai mult fețe, zâmbete, emoții personale, viață personală. Și asta e o problemă. Este pentru mine pentru personal, că vei deveni, da, mult mai popular pe Facebook sau alte rețele de socializare în cazul în care vei posta zilnic lucruri personale intime sau prostii. Da. Sau prostii. Pentru mine... Și mai puțin dacă vei posta investigații jurnalistice. Da, eu cred. Eu foarte mult cred în faptul că se poate găsi acel mijloc de aur. Acel echilibru între a alimenta oamenii cu cei ce vor ei mai mult să vadă, viață personală, iubire, săruturi, copii, vacanțe împreună, vai ce frumos m-am bronzat astăzi, poți să găsești acel mijloc de aur în care un pic să alimentezi audiența, dacă asta ei vor să vadă și până la urmă eu știu și de ce vor să vadă, dar despre asta cuși vorbim, cu lucruri mai profunde, mai serioase, despre primărie, pavaje, putoarea de la stația de epurare și așa mai departe. Ziceam acum un pic mai devreme, eu știu de ce oamenii vor asta să consume. Marea diferență între media clasică și social media sau new media, o văd eu, în personalizarea contentului. Altfel spus, când vorbim de o televiziune, vorbim de mulți oameni. Dar până la urmă tot e Angela Gonța în față, da, la știri. Înțelegi? Care citește știrile sau deci până la urmă televiziunea oricum este legată de un om și de simpatia sau nesimpatia pe care o are lumea față de un om concret. Oamenii nu vor să consume corporații, oamenii nu vor să consume branduri mari, oamenii vor să consume oameni, vieți reale, istorii reale, experiențe reale și de asta social media are foarte mult de câștigat, pentru că îți dă senzația că, uite, iată, eu o postat acolo, mâncărica aceea sau copilul sau vacanța și te faci foarte aproape de omul acela. Înțelegi? Și pe tine de asta te îndemn. Te rog, aici am încetat, deci această istorie cu... Dar eu am să dau un braț, dar această istorie promet, cu venitul în Instagram cu Instastories, te rog, o lăsăm pentru după emisiunea. Dar iarăși revin. Aici apare o problemă pentru media clasică și mă refer în primul rând la media bună, care merită să fie promovată. Avem instituții media care an la rând s-au ocupat de investigații jurnalistice, echipe întregi care lucrează la anumite materiale săptămâni, uneori chiar luni, da. Unele cred că necesită chiar și ani de lucru. Ei, fiind mai puțin personalizați, afișând mai puțin viața lor personală pe rețele de socializare, pierd în popularitate. Uh-huh. Și reiese că nu vreau nici de cum să compar, dar, de exemplu, orice postat de Alina Radu, redactorul șef ziarul de și gardă. Și eu aveam în capul, da, meu când vorbeai. Și ei fac investigații fenomenale, sau anticorupție, Mariana Rață, Cornelia Cozonac. Și orice postez tu, sau Andrei Bolocan, sau Zdarova Natasha, sau Dora Show, Milian Crețu, deci nu se compară popularitatea, nu se compară impactul și reach-ul. Eu știu despre, da, deci, de audiență. Ce să facă acești oameni care au muncit ani la rând și care poate nu sunt pregătiți să-și afișeze viața lor personală? Cum ei să nu-și piardă audiență? Cum ei să concureze cu oamenii ca tine? În primul rând, noi trebuie să facem diferența dintre cantitatea de like-uri și audiența reală. Uh-huh. Nu mai consumați succesul unei postări prin prisma like-urilor. Pentru că sunt o sumedenie de oameni care consumă contentul vostru, dar nu pun like. Și asta nu înseamnă că lor nu le-a plăcut. Eu sunt genul de om care foarte rar pun like, dar crede-mă, eu consum tot ce cade în feed-ul meu ca să fiu la curent cu lucrurile. Inclusiv postările de la Alina Radu, ziarul de gardă, eu le consum. Rare ori fac share, uneori fac share. De aceea nu catalogați succesul contentului postat după numărul de like-uri sau după numărul de share-uri. E vorba de succes, e vorba despre vizualizări, publicitate, audiență, uh-huh, vânzări, uh-huh, până la urma urmei, ceea ce de fapt permite unei instituții media să fie independentă și să supraviețuiască în aceste condiții de monopol. După mine, dacă m-ai întrebat ce aș face eu cu acest minunat și extraordinar content pe care îl generează surse media, cum ar fi ziarul de gardă, eu pur și simplu aș face mai interactiv.
Pentru că social media nu mai vrea, din păcate, nu mai consumă articole lungi. Pur și simplu text. Pur și simplu text. Contentul trebuie să fie dinamizat. Asta înseamnă gif-uri, decupezi din știrea de la TV8 de ieri seara pe președinte despre care vrei să faci un articol, îl faci așa, îl treci prin site-ul de gif-uri și dai un titlu haios ca lumea să vrei să-l consumi, lumea o să-i dai share și automat ai site-ul de câștigat cu contentul tău. Înțelegi? Adică trebuie schimbat pur și simplu atitudinea, approach-ul față de contentul generat. Contentul este de o calitate extraordinară, dar dacă nu schimbi metodele de distribuire a lui, ținând cont de ce își face lumea astăzi, noi nu inventăm roata, noi pur și simplu ne inspirăm de la alții. Atunci când eu vedeam în Moldova emisiuni de 2 ore postate pe pagina unei televiziuni, cine se uită la o emisiune de 2 ore? Dar nimeni nu mai are 2 ore. În paralel mă uitam la emisiuni de 2 ore din străinătate unde se dă time coding-ul. Unde tu, sub emisiune, te uiți de la minutul ăsta până la minutul ăsta, interlocutorii au vorbit despre asta. De la minutul ăsta, despre asta. Și respectiv, atunci când eu intru, eu mă uit. Aha, eu vreau să mă uit la toată emisiunea. Nu, eu vreau să mă uit la asta și la asta. Asta înseamnă schimbarea approach-ului. Noi trebuie să facem media de asta să fie ușor consumabilă și totodată să nu o facem superficială. Și asta este posibil. Pur și simplu, trebuie schimbat abordarea. Te mai aveți în media clasică? Sau în niciun caz doar în media clasică. Adică dacă și-aș reveni în televiziune, pentru curând mine, vei reveni, hai să facem un tease la proiectul tău care va apărea în toamnă. Da, hai să facem, noi îți depunem tot efortul ca în această toamnă la TV8 să puteți vedea versiunea video a fototripului nostru pe care tocmai l-am încheiat prin Moldova, un proiect USAID care se numește Discover the Roots of Life și ei cu mare drag s-au bucurat de faptul că TV8 a fost deschis pentru ca să distribuie acest conținut, pentru că tu știi, s-a filmat cu o singură cameră, da, cu un singur microfon și cu un operator care n-a avut un minut pauză toată ziua, cât am muncit noi de la ora 8 până la ora 11 noaptea, un minut de pauză, deci de pe el curgeau sudorile, se usca pe el tricou, vedeam așa urme, sure gri de sare. Am muncit băiatul ăla doar ca noi să vă putem oferi vouă o aventură toamna asta, o aventură prin care să descoperiți Moldova. Ne bucurăm foarte mult de acest lucru. Mersi, deci mersi mult pentru deschidere. Nu te vezi doar în media clasică. În niciun caz. În e greșit, gata. Dar dacă e să revenim la audiență, vizualizări, reach și impact, spune-mi, potrivit ție, în cât timp audiențele canalului Lumina, de exemplu, sau audiențele oamenilor gen Emilian Crețu sau oricine altcineva, da, se construiesc? Da, oricine altcineva va depăși audiențele unui post de televiziune din Republica Moldova. Mediu. Eu nu mă refer acum la posturi de televiziune cu audiențe mici. Iată un post mediu. Nu neapărat lider. Despre ce cifre vorbim pentru o televiziune? 200 de mii? 200 de mii, asta sunt cifre bune. Deci 100 asta de mii. Asta sunt cifre destul de ușor de atins, deci 100, în social media. 150-200 de mii de oameni. Foarte mult depinde de un detaliu. În ce limbă faci contentul? Dacă tu te limitezi doar la limba română, vei avea un anumit segment de public. Dacă vei face content în două limbi, ceea ce este foarte greu, este mult mai eficient. În două limbi care? Română-rusă sau română-rusă? Dacă te orientezi spre această piață. Din păcate, realitățile arată că dacă tu vrei din asta să și faci bani, pentru că până la urmă, de ce facem noi toate astea? Ca să ne câștigăm pâinea, nu? Pentru ce altceva? Exact. Să ne câștigăm pâinea. Fie că e vorba de un salariu săptămânal, fie că e vorba de contracte de publicitate, tot timpul te gândești care este mărimea pieței spre care eu mă adresez. Dacă e vorba doar de Moldova, e destul de neinteresant piața. Piața românească este foarte interesant și atunci începi să bagi în ceea ce generezi tu content care să intereseze pe români. Poftim, Ilie Zlog. Iată, este un alt caz. Puteți să spuneți voi ce vreți voi, că cactus mănâncă, pizza mănâncă. Eu mă uit doar la cifre și mă uit la rezultate și mă uit la contractele de publicitate pe care le ia acest băiat. Și pentru mine astea sunt, cum să zic, argumentele puternice. Noi chiar săptămâna trecută vorbeam despre faptul cu Pavel Zâncan, despre faptul că mai există un vlogger despre care mai puțin se vorbește. Da. Îl cheamă, doar o clipă, Roman Ursu. Uh-huh. Are mult peste vizualizările lui Ilie. Ce face el? Ceva? Da, tutoriale? Tutoriale pentru acimelul erupție. Are mai mult de 1,5 milion. Și în ce limba face el? În limba rusă.
E orientat spre piața rusească ucraineană. Pentru că piața rusească, da, da, absolut. Deci eu chiar cred că poți să te afli în Moldova și să ai audiență dincolo de posibilitățile Moldovei. Totul depinde de... Tu trebuie să decizi cui te adresezi, ce content dai, cum îi interesezi. De aceea, dacă mă întreb de Lumina, eu în continuu îl încurajez pe Andrei să meargă cu contentul și pe piața românească, pentru că este foarte mult content interesant acolo de care poți să discuți, să abordezi. El încă nu se regăsește, el nu poate consuma deocamdată media românească. Eu însă cred că ăsta este de altfel. Uite și tu, noi avem oameni de afaceri care încep aici ceva mic și pe urmă încep să se extindă, pentru că ei înțeleg că e limitată piața locală. E bună, e un bun loc pentru startup, ca să-ți acumulezi experiența, să-ți crești oamenii, dar după aia te duci România, Ucraina, Rusia, oriunde ar fi. Așa că da, e posibil să fii în Moldova și să depășești ca audiență o televiziune, nu cu foarte mari eforturi. Acum, făcând un pas înspre politică, spunem, există șanse că noi te vom vedea în următoarea campanie electorală, pentru că eu te urmăresc foarte atent ceea ce faci tu în străinătate. Și eu aș spune, dacă aș fi fost, dacă aș fi lucrat pentru dușmanii tăi și aș fi fost analist politic, eu la sigur, consultant politic, eu la sigur aș fi spus, Nata Albut pregătește campanie electorală, merge prin diaspora special ca să-și pregătească terenul, ca să fie un candidat independent din partea diasporii. Și între altele mai tragi. Absolut. Și aș mai angaja vreo 10-15 blogeri care să scrie fel de fel de porcării despre tine și despre campania pe care deja o pregătești. Dar chiar pare a fi o pregătire pentru campanie electorală. Te vezi? Eventual, în viitorul parlament. Înainte de a răspunde la această întrebare, în primul rând trebuie să răspund la întrebarea pentru ce. Pentru ce? Tu te-ai lansat în politică. Pentru ce? Eu m-aș lansa în politică. Pentru că dacă e să mergem după experiența tuturor oamenilor sau majorității oamenilor care se lansează în politică în Moldova, singura lor justificare este îmbogățirea. Tu poți să spui despre vreun om foarte concret care este în politică de mulți ani și care a lăsat o urmă vizibilă în spatele lui. Nu, bine, acum îmi vin câteva persoane în gând care, nu știu, nu-mi vine să cred că ei s-au lansat în politică pentru bani, nu știu, deputată Maria Ciobanu, Maia Sandu, Andrei Năstase. Deci sunt câțiva... Oazu Nantoiu, care a fost deputat în Parlament pentru puțin timp, dar totuși a fost deputat în Parlament. Deci nu putem spune că toți se lansează pentru a deveni mai bogați. Bine, îmi retrag excepții. Cuvintele. Nu toți, majoritatea. Oamenii pe care tu i-ai menționat, da, după activitatea pe care o am, aș putea să zic că sunt niște oameni decenți. Problema însă este cine-i cu frâile în mână. Cine până la urmă decide lucrurile în țară? Pentru că eu nu vreau să fiu un ipostază de om care face vânturi, care are un fotoliu acolo, care are o pensie de deputat sau are un apartament. Dar să fie un om care va ajunge în Parlament și va folosi tribuna parlamentară pentru a schimba lucrurile. Tu deja o faci prin intermediul live-urilor tale, lucrurile pe care îl faci, festivalurilor pe care le organizezi, multe, multe, multe alte activități de tale. Dar ai putea, pe lângă toate acestea, să mai ieși o tribună în Parlament în care să ieși și să vorbești țării, partenerilor externi. Partenerilor externi. Să ai posibilitatea de a înainta o inițiativă parlamentară, legislativă. Eu nu te conving acum. Da, eu încerc, pentru că eu nu pun asemenea întrebări în timpul meu liber. Eu sunt absolut convinsă, crede-mă, eu sunt absolut convinsă că în listele partidelor care astăzi se află la guvernare, partidului și altui partid care e oficial în opoziție, dar tot e la guvernare, ei fac analize, calcule, cine ar putea fi înaintat în calitate de candidat independent, cine sunt potențialii contracandidați. Eu sunt absolut convinsă că tu ești în lista potențialilor contracandidați cu care va fi foarte greu de concurat, fie în diasporă, fie aici în Moldova, dacă vei candida în Republica Moldova. Eu pot să-i liniștesc eventual pe cei care își fac foarte mari grijă și eu nu cred că asta este așa. Eu nu-mi fac niciun fel de plan de a intra în politică sau a găsi o tribună. Deocamdată nu fac acest lucru, pentru că prioritățile mele actuale sunt să-mi termin școala, să termin studiile. Când o termin? Doi ani. Doi ani. Da. După care să iau decizii în care țară noi vom
ne vom parca pentru mai mult timp, pentru că noi nu o să rămânem probabil în Canada. Canada este pentru o școală, Canada este pentru o experiență extraordinară, Canada este pentru dezvoltare personală și cine ajunge la o vârstă la care am luat eu decizia asta începe să-și pună asemenea întrebări. Dar distanța de părinții noștri ne face să vedem un pic lucrurile în avans și să ne gândim unde am putea noi să ne parcăm mai aproape de părinți. Nu știu dacă este vorba despre Moldova deocamdată, nu știu, dar ne gândim ca în 2 ani să facem o schimbare. Care sunt șansele că tu totuși, odată și odată te vei parca în Moldova, discutăm cu tine după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi. Urmăriți politică, noi continuăm să discutăm cu Nat Albut, care ne povestește unde se va parca în următorii 2 ani. Deci ai spus că aceasta la sigur nu va fi Canada. Care sunt șansele să fie Republica Moldova? Ce ar trebui să se schimbe în acești 2 ani ca tu să te parchezi în Republica Moldova după ce îți termini studiile? Ce ar trebui să se schimbe? Da. Să văd în fiecare zi câte o știre cu un om vinovat pus la închisoare. Da, sunt multe știri de genul ăsta. Eu am spus un om vinovat și să văd în fiecare zi un motiv în plus, mă conving că justiția în Moldova funcționează. Ce pe tine te face să crezi că nu este cazul să vorbim despre un om vinovat pus la închisoare, ci despre o injustiție? Deci, tu când consumi o știre din Republica Moldova în care se scrie că, iată, o nouă condamnare, un nou arest, și asta se întâmplă foarte des, ce pe tine te face să nu crezi? Ce ar trebui să facă? Iată, poftim una dintre știrile pe care am văzut-o zilele trecute, chiar la TV8, cu domnul Mologen, care a fost achitat. Un om care, fiind în funcția în care a fost, la registru, a semnat contracte de milioane de lei cu firme care aparțineau familiei sale, și care încetșor, încetșor acest proces a ajuns până la ca omul să fie achitat. Deci atâta timp cât demnitarii, în special demnitarii, care se fac vinoveți de atâtea escrocherii, de atâta trafic de influență, sunt achitați și oameni de Valerian Mânzat, care sunt pur și simplu niște clovni până la urmă. Cu ei se face spectacol de justiție. Eu nu știu pe cine se dorește a se aburi cu asemenea știri, dar asta nu este justiție. Justiție va fi atunci când oamenii care se fac vinoveți de hoții, de escrocherii, de trafic de influență, de corupție, cu adevărat se fac vinoveți și li se va face justiție. Deci vor fi procese cu toate cele ce implică elementul de justiție, aceste procese se vor face și oamenii vor sta la închisoare. Atunci când eu voi vedea asta, chiar și așa cum stau lucrurile acum în țară. Acum sunt multe procese, ce nu-ți place? Nu-mi place că ei se face spectacol. Ei îți vor spune că aproape săptămânal avem ședințe de judecată în cazuri de corupție, cazuri mari. Nu-mi place că se face spectacol, se face abuz în justiție, sunt cumpărați judecătorii, nu se respectă procedurile, cel mai grav, nu se respectă procedurile. Pentru că tu știi foarte bine, chiar și avocații au vrut să facă grevă în această vară. Grevă prin care se bată la care încă n-au renunțat. Pur și simplu e vorba de luna august. N-au renunțat, probabil că n-a fost momentul, poate se vor coace, dar ideea este dacă apărătorii bat alarma că în justiția noastră se face abuz și nu se respectă procedurile și oamenii sunt ținuți cu termene extinse în arestul la domiciliu, care nu mai pot fi extinse la nesfârșit, că oamenii sunt puși la închisoare pentru tot felul de motive absolut nejustificate, că nu se respectă în procese, nu se respectă lucruri elementare. Eu cred că asta este cel mai grav, pentru că atunci când un om se simte nesecurizat în propria lui țară și când el înțelege că fiecare o afacere, fiecare o televiziune, fiecare cât de simplu, o gheretă, și când oricare clipă pot să-l vină, să-l ia, să-l ducă absolut. Și să nu îi se facă dreptate... Să se spune, băl, bă, человека, Татьяна идется. Da, noi trăim acum în Moldova exact în aceste timpuri. Și atâta timp cât oamenii care au gustat un pic din civilizarea de departe, unde există și corupție, există o sumedenie de lucruri, dar ele nu afectează atât de mult omul de rând, care vede cum lucrează taxele lui în drumuri, în medicină, în toată sfera socială. Deci nu-l afectează atât de mult.
Omul se simte securizat. Eu aș vrea în Moldova ca fiecare om să se simtă securizat. Tu acum nu te simți securizat? Deloc. Nu, eu personal, eu nu am afaceri, nu am bani, nu am proprietăți, mă tem pentru ele, de-aia eu mă simt ok. Dar eu cred că oricare om își dorește să se dezvolte, să deschidă ceva, să creeze ceva, să producă ceva. Și pe mine situația din Moldova mă oprește să fac asta aici. Pentru că eu nu mă simt aici securizată. Eu nu am încredere în faptul că dacă aș porni ceva aici, peste jumătate de an după ce aș investi puținii bani care am, să vină cineva să bată la ușă și spună, poftim, vă chemăm în judecată. Eu te înțeleg foarte Am comunicat bine. Cu foarte mulți oameni în ultima vreme, cu primari din sate am comunicat, care nu se vor dați în tabăra, în tabără, știi? Și atunci când ei se trezesc se vor... cu dosare? Da, se trezesc cu dosare. Oameni care fac treabă bună, care eu văd treaba pe care o fac după lucrurile pe care le-am văzut în jurul meu. Și când intri în cabinetul omului și îl vezi că își citești chemarea în judecată și că e pornit un proces pentru că el nu vrea să treacă în cealaltă tabără. Iată, eu atâta timp cât se vor opera cu asemenea instrumente. Noi de fapt acum trăim într-o dictatură. Într-o dictatură de procurori. De procurori, de... Eu nu știu cum se numește asta. Atunci când justiția este totalmente acaparată. Noi acum trăim aceste timpuri. Noi vorbim justiție, justiție, dar oamenii trebuie să înțeleagă că atâta timp cât ei sunt, le merg treburile ok, dânșii nu îi paște nimic, dar în clipa în care ei calcă drumul cuiva, au o disonanță cu partenerilor de afaceri și ei nu își pot face dreptate adresându-se într-o instanță, asta e catastrofă pentru o țară. Este o catastrofă. Pot ei să-și împartă partidele, să voteze voturi mixte, de care vor, dar justiția, atâta timp cât va fi acaparată și oamenii vor servi doar pe unii oameni. Într-o asemenea țară nu se poate trăi confortabil. Dar eu cred că asta, fiecare om caută nu să stea pe baricade toată viața lui. Exact. Noi vrem să trăim normal. Vrem în fiecare zi să ne trezim cu gândul că putem să mergem la un loc, să muncim, să ne motivăm echipa, să creăm, să producem, să schimbăm țara asta cumva, să aducem un beneficiu, să venim seara acasă, ne putem permite o vacanță. Nada, nu dar poți să faci asta. Cei care acum au căpărat țara, ți-ar fi spus acum, nici o problemă, fă-o. Creează, adună-ți echipă, fă ce vrei, nu te băga în politică. Uh-huh. Dacă nu te baci, nu vei avea probleme. Ce nu-ți place? Cum să zic, nu-mi place că țara asta aparține unui singur grup de oameni care, cei pe care nu-i pot atrage în tabăra lor, îi șantajează și îi bagă la închisoare sau îi țin. Tu cunoști multe cazuri de genul ăsta? Foarte multe. Deci, personal cunoști? Da, personal cunosc. Deci, nu-mi eu place... cunosc asemenea cazuri în ultima perioadă. Oamenii deja au obosit să vorbească despre da, aceasta, dar și caz, există această deci, obosit, deci, stare de stare apatie. De, absolut. Deci asta, la un moment dat, a devenit atât de abundant. Deci în fiecare zi vineau știri, deci, pe căi neoficiale. Oamenii sunau, vorbeau, povesteau că iată încă un dosar sau încă un primar sau un consilier sau lucrător de la Mol Telecom care încă, prin minune, n-a ajuns în partid care trebuie, acum este presat să ajungă. Deci asta, la un moment dat, a devenit atât de abundant încât eu am încetat să mă reacționez, pentru că mie mi s-a părut că ei deja au luat cam tot ce se putea de luat. Deci, în aceste condiții, cum crezi? Spre ce noi ne mișcăm? Și care este stația terminus? Noi suntem deja în asta, dar noi ne mișcăm spre a o recunoaște cu toții. Să noi trebuie să conștientizăm asta și să o spunem în voce. Noi ne mișcăm spre o dictatură totală. Deocamdată ea e așa, e acum ca și cum e un război între două tabere, dar de fapt noi știm foarte bine că aceste două tabere nu există, că acolo există un cuib de viespi care își fac înțelegerile lor. Noi ne mișcăm, dar ce să mă repet atâta, eu deja am spus-o, eu cred că noi... Eu doar știți la ce mă gândesc? Eu mă gândesc tot timpul un pic înainte. Ok, la un moment dat toată țara va fi a lor. Și dacă în țara asta pur și simplu nu o să rămână oameni pentru care tu să vrei să faci castraveți, roșii, făină, restaurante, festivaluri, pur și simplu nu o să rămână oameni. Pentru că oamenii din țara asta pleacă pe un cap și în fiecare zi. Oamenii de afaceri pleacă. Oamenii activi în primul rând. Oamenii de afaceri care își mută afacerile
În cea mai apropiată de vecinătate, cum este România, și eu cunosc cazuri foarte multe de acest gen, foarte mult, mă îngrijorează. Pe de altă parte, mă gândesc, mamă, dar cât are de câștigat România de pe urma acestei crize? Cât are de câștigat toată lumea de pe faptul că oamenii care un pic își pot permite, pleacă, dar și duc intelectul lor. Dar poate lor asta și le place foarte mult, pentru că pleacă în primul rând cei activi care ar putea să se opună. Și cu cine rămân? Pensionarii care nu plătesc taxe pentru că au o pensie, cu cine? Bine, cu cine niciodată rămâne? Nu se va întâmpla așa încât vor pleca toți. Nu, imposibil. Chiar toți toți nu, dar până la urmă mărimea contează, nu? Contează. Eu cred că chiar și în cazul mărimii unei populații contează foarte mult care e puterea acestei piețe, cât publicitate tu poți aduce în această piață, cât pâine tu poți vinde, cât telefonie exact mobilă cât tu poți exact vinde. Exact cât îți ajunge fix pentru televiziunile tale. Nu mai trebuie pentru alții. Nu vine cuvântul încă spun. Eu le doresc succes, atâta doar pot să spun. Eu le doresc succes și sper într-o bună zi nepoții lor să le spun un mare dar mulțumesc iată acum zi. Deci această stare de, să spunem așa, nesupunere civică în formă de plecare masivă care se întâmplă în ultimul an. Deci eu simt această formă de protest din 2016 încoace. Eu fac parte din această formă de protest și eu sunt plecată din 2013. Deci eu fac parte din această formă de protest de nesupunere civică. Deci eu revin la întrebarea mea pe care ți-am pus-o acum un an în alt studio, dar tot aici, la fostă televiziune TV7. Eu atunci te-am întrebat, deci din momentul în care cei mai activi pleacă, și nu toți ca tine rămân la fel de activ în țară, nu toți își mențin relațiile cu țara de origine. Foarte mulți încearcă să facă tot posibil ca să-și ia rudele rămase aici, părinții, copiii, să-și ia în străinătate, acolo unde ei stau, au rămas cu traiul. Deci, din momentul ăsta, cine va deveni acea forță motrică care va face schimbarea? Deci, noi putem oricât de mult să ne dorim să fie activă opoziția sau societatea civilă sau media independentă, dar când n-ai cu cine, n-ai cu cine, noi acum ne ciocnim de faptul că este extrem de greu de găsit un editor care pentru că oamenii pleacă, sau un jurnalist, oamenii pleacă. Vin oamenii cunoscuți, nu vreau acum să dau nume, deci oamenii care au făcut ani de jurnalism și jurnalism de calitate, care, iată, au decis și ei să plece. Nu după tine, pur și simplu, așa este trend. Cine va rămâne aici și va face schimbare? Noi, într-un fel, ne-o dorim, această schimbare. În același timp, cumva ne-am resemnat. Eu nu zic acum, eu nu spun din perspectiva omului care a decis să rămână și îi critică pe cei care pleacă. Eu doar mă întreb. Sau schimbarea nu neapărat va veni bine, din interiorul țării? Bine, tu știi și eu știu că în țară se întâmplă niște proteste, noi chiar puțin uneori mai și mergem la ele. Acolo sunt niște voci care au apărut, care au curajul să iasă în față, să vorbească, să motiveze lumea. Corect, dar adu-ți aminte câtă lume ieșea la asemenea proteste în 2015-2016? Prima parte a anului 2016 și câtă lume iese acum. Exact asta. Eu pe foarte mulți cunoscuți de mei care ieșeau în 2015 sau în 2016 și nu ies acum, îi întreb, de ce nu veniți? Oamenii au zis, eu nu mai văd sensul, eu plec din țară. Este o formă de protest, de nesupunere civică. Eu pur și simplu plec din țară. Pentru că atunci vedeam rostul să lupt, acum nu mai văd. Băieții pe mult timp și-au luat puterea. Da, noi revenim la ceea ce îți spuneam și eu un piculeț mai înainte. Starea asta de apatie care a început așa destul de evident să se instaleze în mintea oamenilor faini, elora care gândesc deschis, care sunt cu școală bună, care ar putea să fie foarte utile acestei societăți, dar care nu mai vor să fie pe baricade, pentru că nu e asta scopul vieții, să stai toată viața ta pe baricade. Vrei să trăiești ca un om normal și vrei să trăiești în țara ta. Și asta eu ți-o spun acum din perspectiva omului care este în afară. Nicăieri nu este mai confortabil să deschizi uși,
să valorifici lucruri, să crești oameni decât acolo unde tu te-ai născut. Și aici nu e vorba de nostalgie, dor de țară și patriotism. E vorba de niște chestii elementare care în străinătate ți ia mult mai mult timp. Eu te înțeleg, eu am trăit în străinătate. Da, 6 ani, acasă, deci eu te înțeleg. Aici, așa trebuie să fie. Noi trebuie să fim acasă cu toții. Acasă unde ne-am născut, unde rețeaua noastră de oameni ne ajută, ne susține, ne sprijină, ne sare în ajutor. Asta, de fapt, e cel mai important. Cine este alături de tine atunci când vrei să rezolvi o problemă? În străinătate nu ai așa ceva. Acasă ai. Înțelegi? Pentru că atunci când îți merge bine, lucrurile se rezolvă de la sine. Când încep să apară tot felul de chestii, la cine apelezi? Aici se rezolvă lucrurile mai ușor, pentru că sunt mulți oameni care te cunosc și te ajută. Dar această stare de apatie care se instalează în sufletele oamenilor și care nu mai văd rostul implicării, ea este foarte descurajantă, ea este ucigătoare. Spune-mi, drag, dar tu crezi că aceasta este rezultatul unui proces firesc? Oamenii ieșau în proteste, la proteste, oamenii făceau, încercau, deci nu e vorba doar de opoziție, vorba despre multe, multe, multe activități pe care oamenii încercau să le facă, au văzut că asta nu prea dă rezultate, alegerile am pierdut, următoarele alegeri cel mai probabil vom pierde, deci multă lume judecă așa, nu mai are rost. Deci aceasta este rezultatul unui proces firesc sau este o stare care ni se induc, ne este indusă, să zicem de așa. Ele sunt deci se lucrează asupra faptului că oamenii activi din societate să nu mai creadă că pot face ceva. Un fel de hipnoză colectivă care noi suntem supuși prin intermediul mediilor, surselor media, diferitor canale de comunicare, multe, multe, multe chestii. Eu cred că ele merg în paralel. Eu cred că se lucrează foarte mult la această spălare de creiere și de turnare peste aceste creiere de această stare de apatie, dar și cumva în paralel organismul deja este epuizat, nu mai vrea să o pună rezistență și o acceptă. Ce pot însă să-ți spun, că mie nu mi se pare că ies puțini oameni la proteste. Eu nici nu vreau să compar cu ce a fost. Mie mi se pare că este extraordinar câți oameni ies în continuare la proteste. Este extraordinar. Da, și trebuie aici de spus și de fiecare dată de repetat că oamenii ies la proteste pe fi de faptul că în acești zi pot fi închise drumurile feroviare pentru că nu știu de ce, dar că ele ferate decid că anume în ziua aceea ba plouă, ba ninge și trebuie de închis drumul, ori nu circulă autobuzele regionale, ori chiar sunt oprite microbuzele, trebuie de spus acest lucru. Iată, deci oamenii oricum ajung. Iată, eu la asta vreau să ajung. Ok, se lucrează foarte mult pe demoralizarea oamenilor. Din păcate însă, pe cealaltă parte a baricadei, se lucrează prea puțin pe moralizarea oamenilor. Noi trebuie să vedem și tot timpul să vorbim despre partea plină a paharului. Și tot timpul să avem grijă și să înțelegem că poate uneori nu este atât de extraordinar, dar asta este acel vaccin continuu pe care noi trebuie să-l facem nouă înșine, ca să înțelegem că noi nu suntem unici, că mai sunt oameni care cred ca noi, sunt oameni care gândesc ca noi și sunt gata să se implici ca noi. Noi foarte puțin vorbim despre lucrurile bune care nouă ne reușesc. Atât de tare ne copleșește negativismul, spălarea asta de creier și mizeria care se întâmplă în țară, nouă nu ne rămâne nici măcar atât ca să vorbim despre câte lucruri faine se fac. Și mai mult decât atât, există și un soi de sport național de a nu-i susține, a nu ne susține între noi. Iată, dacă noi am reușit să-i convingem cu toții, vorbind între noi pe oameni, în primul și în primul rând noi trebuie să începem și mai mult, și mai public să ne susținem unii pe alții. În tot felul de chestii, public, share-uri, like-uri, scriem postări, ne susținem, vorbim despre lucrurile bune. Tu ai observat cât de des, de exemplu, ești criticată inclusiv de oamenii care din punctul meu de vedere, ar trebui să te susțină din simplu motiv că tu vii cu o inițiativă și asta deja este bine. Că o faci bine, rău, mai puțin contează, dar vii cu o inițiativă. Și asta se întâmplă foarte des. Deci, jurnaliștii critică pe jurnaliști, activiștii critică pe activiști, în general, moldovenii critică pe alți moldoveni. Și în momentele grele, că noi ar trebui cumva să ne unim, pentru că am rămas, poate nu neapărat am rămas puțin cei care se mai opun, dar suntem răzlețiți. Dar nu suntem uniți. Noi, în loc să ne susținem, noi ne agățăm de orice, orice posibilitate de a-l critica, de a spune, ce asta, conferință de presă, de asta este inițiativă, de asta este festival.
Deci, de unde asta vine, Nata? Eu uneori mă gândesc că guvernarea, și nu e neapărat vorba de guvernarea actuală, de oricare guvernare care a fost înainte și de Doamne să nu fie după, dar să vedem. Deci, moldovenii singuri și-o fac, cu mâna lor. Da, și eu cred că atât chestia asta noi putem să o schimbăm. Anume la capitolul schimbare de mentalitate în materie de solidarizare, de susținere, de empower. We have to empower each other. Noi trebuie să ne susținem și să o facem cât mai public, cât mai evident. Noi trebuie să încurajăm prin propriile noastre fapte de susținere a cuiva pe alții să facă același lucru. Și eu asta fac în continuu. Și pe mine nu mă demoralizează niciun om care vorbește urât despre mine, pentru că eu știu câtă lume bună are nevoie de susținerea mea. Și eu știu că până la urmă e vorba de forțe. Depinde care forță va fi mai puternică. Înțelegi? Noi putem să nu fim foarte, foarte mulți, dar noi putem să fim atât de creativi, noi putem să fim atât de inventivi, noi putem să venim cu așa niște strategii faine, cu așa niște slogane faine, că noi vom reuși pe alți oameni să-i facem să ni se alăture. Înțelegi? Aici e vorba nu atât de cantitatea sau de mărimea acestei forțe, care poate să fie pur și simplu o armată de troli, de zombi. Noi vorbim exact acum de o armată de zombi, de oameni zombați, care pur și simplu servesc. Eu tot timp când mă gândesc la Moldova, mi-amintesc de filmul Lord of the Rings. Tot timpul. Eu mi-amintesc armata aceea imensă de monștri care pur și simplu mergeau după monstru cel mare și îl serveau. Eu tot timpul mă gândesc, eu fac o paralelă în foarte multe lucruri. Crezi că oamenii ăștia sunt zombați, ei nu sunt absolut conștienți de ceea ce fac și pur și simplu primesc pentru eu asta bani? Eu nu cred bani. Că un om... Pentru că eu chiar cred inițial că noi toți suntem făcuți oameni buni să fim. Eu cred în începutul nostru a fiecărui, când mama pe noi cu tata ne face, în noi se pune o sămânță de om bun. Pe urmă depinde în ce circunstanțe ne merește această sămânță. Deci eu acum vorbesc despre faptul că noi toți suntem oameni buni. Eu nu cred că oamenii ăștia cu inima și cu sufletul își doresc să facă rău pe care ei îl fac servind această armată. Pentru că așa cum am mai spus cineva zilele trecute. Dar ei aleg confortul lor personal. N-ar fi făcut absolut nimic dacă nu ar fi avut oameni care să-l servească. Înțelegi? Exact. Noi și oamenii care servesc aleg confortul lor personal, Nata. Da, confortul lor personal. Dar asta nu este vizionar, pentru că dincolo de confortul tău personal este vecinul tău care este nefericit, mama ta care este neîmplinită din cauza pensii, copiii tăi care vin și o să înveță în școlile astea cu un sistem rămas în urmă și cu universități din care nu ies specialiști. Care este rostul să servești o chestie care vizionar vorbind nu... Tu știi foarte bine că ei cu mare succes se limitează, ei își construiesc un fel de ghetouri în care trăiesc doar ei. Ei nu ies din limitele acestor ghetouri, în sens bun al cuvântului. Deci ei își construiesc case bune, frumoase, cartiere, trăiesc în sate în apropierea orașului, merg în alte școli, dacă nu chiar din alte țări. Deci ei își permit asta. Ei, condamnându-se, dacă nu pe ei în această viață, condamnându-și urmașii oricum să fugă de pe această barcă. Oricum, ei vor fuge de pe această barcă. Deci eu sunt absolut conștientă de asta, pentru că noi, de fapt, ce consumăm noi astăzi nu este rezultatul regimului din ultimii ani. Noi astăzi consumăm roadele unui regim comunist. Și hai să nu uităm să oferim laurii celor cărora ei se datorează. Noi astăzi consumăm eroii politici, roadele corupției, injustiției, care sunt rezultatele unui regim comunist, care a fost aici foarte mulți ani și care a crescut toți acești monstruleți. Și ei, acum, toți copiii ăștia, minunați, tineri, extraordinari, care sunt plătiți foarte bine pe lună și poate primesc și prime ca să servească acest regim. Ei, de fapt, nu pe ei se condamnă. E clar că lor le este bine. Dar cum poți să te mulțumești cu acel 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 de lei pe lună fără să te gândești tu vrei și copilul tău să trăiască în această țară mizerabilă în care tu fiecare cărămidă o construiești acum ca ea să fie așa? Eu, de exemplu, Nata, nu pot tu așa. Știi foarte bine cazuri de asemenea jurnaliști care au distrus vieți și acum au emigrat. Nu vreau să dau nume pentru că nu, pur și simplu nu vreau, nu-mi pare etic. Oamenii care au făcut filme, care au publicat știri care n-au fost știri, au publicat falsuri și acum foarte ușor se simt în străinătate. Ai câștigat bani? Ai plecat? Totul e bine?
Măi, e destul de descurajant tot ce spui tu. Dar nu, eu totuși vreau să văd partea plină a paharului. Hai să vorbim despre oamenii faini. Hai să vorbim despre oamenii faini ai acestei țări, dar după o scurtă pauză de publicitate. Adun-ți toate gândurile, adu-ți aminte. Eu vreau după pauză să-mi spui care sunt 5 oameni din Republica Moldova, noi, dar te rog noi, uh-huh. pentru că cei care, pe care îi cunoaștem, deja îi cunoaștem, pe care i-ai descoperit în acest an și care pe tine te fac să crezi că totuși lucrurile nu sunt pierdute în țara noastră. Okay. Revenim în câteva clipi, rămâneți cu noi. Am revenit în studio, continuăm să discutăm cu Nata Albăt. 5 oameni, Nata, care pe tine te-au făcut în ultimul an să crezi că în Republica Moldova lucrurile nu sunt pierdute. Nu neapărat oameni din Republica Moldova care acum se află, actualmente se află, trăiesc în Republica Moldova. Dar totuși 5 moldoveni care te-au cucerit. Păi, mie îmi dă foarte mult curajul Dumitru Alaiba. Noroc, Dumitru. Tu ești tare, tare, bravo. Eu îți doresc tu să poți în continuare să faci tot ce faci, pentru că poate eu în tot timpul dau like sau share, dar eu te urmăresc și eu cred că tu ești pe calea cea bună, continuă tot așa. Mie îmi place foarte mult de Nadejda Hriptevski, pe care am descoperit-o și cred că asemenea oameni trebuie vorbiți cât mai mult, peste tot, la televizor, pe Facebook, dat share, pentru ca lumea să descopere, nu în ultimul rând pentru că este femeie, adică vreau să ofer egalitate de prezență, da? Nadejda este o minunată, deci are un discurs extraordinar, vede lucrurile corect, e superbă, eu așa ascultau-o. Tu ai zis să vorbim despre oameni noi, dar eu despre Arcadii Barbăroși aș tot vorbi și vreau să zic că apariția mea la acel protest care a fost în această vară... Și nu la un singur protest. Dar a mea la acel protest datorează neexclusivitatea lui Arcadii Barbăroși. Pentru că dacă Arcadii Barbăroși ar spune hai, eu am să zic hai, pentru că unul e asemenea om pe care eu îl respect și de o curățenie și de o inteligență rară. Un asemenea om mie mă inspiră încredere și mă face să vreau să-l urmez. Bun, pot să te admir și pe tine. Poți să menționez și pe tine. Tu, bineînțeles, că ești un fel de crep chiar așa, că tu nu te dai atât de ușor bătut și aici pe mine iarăși mă inspiră. Uneori eu mă tem, pentru că aici faci tu, uneori eu mă îngrijorez, eu mă gândesc mai mult la tine decât tu crezi că eu mă gândesc. Și eu doar atât îți doresc ca tu să poți împreună cu toată echipa ta, pentru că eu știu că tu nu ești singură și sunt o sumedenie de oameni care voi sunteți foarte, foarte bravo. Voi ați scos o nouă televiziune și eu știu cât costă să faci o televiziune. Este foarte greu, dar noi încercăm. Eu te rog tare, tare mult. La un moment dat, când sunteți gata, voi trebuie să mergeți pe Patreon, voi trebuie să cereți bani de la comunitate ca să vă susțină. Noi asta vom face. Și voi aveți noi am crezut susținere. Că este mult mai corect să câteva luni să fim prezenți pe piața media, ca lumea să ne vadă, să ne pipăiască, să ceri bani pentru cei ce încă nu este clar, tot nu este corect. Da. Noi vrem să fim pe ecranele oamenilor în online, după care, în cazul în care ei vor considera că noi merităm, să ne susțină. Dacă nu, nu. Observ. Deci eu îți doresc baftă și eu mă să vă susțin. Și dacă observ, eu am menționat 4 oameni. Și eu cred că noi tot timpul trebuie să lăsăm o bancă liberă. Și tot timpul să anunțăm, banca este liberă. Sunteți bineveniți. Aveți curajul să spuneți lucrurilor pe nume, să vă implicați. Nu vreți în politică? Nu vă implicați în politică. Dar susțineți pe cei care au curaj. Atât de important. Eu am simțit susținerea asta vara asta, atât de mult. Și eu vreau să mă adresez celor care ne urmăresc și eu mă emoționez de fiecare dată pentru că vara asta a fost cel mai greu și când am văzut câtă lume a venit. Povestește asta, pentru că probabil nu toți care ne urmăresc acum cunosc despre ce vorbești. Da, deci, înainte de festivalul Iemanie, da, de anul eu ăsta, fac niște festivaluri ai făcut un apel. În Moldova. Deci, eu țin minte acea conferință de presă la care ai povestit despre faptul că pentru prima dată vă este atât de greu pentru că n-ați reușit să găsiți sponsor. Niciun sponsor. Poți să te întreb aici, doar o mică remarcă. Tu cumva legi acest lucru că mulți au refuzat să fie sponsorii voștri, sponsorii ca lumea, de faptul că ai devenit prea activă politic tu și Andrei în ultima perioadă? Eu cred că oamenii pur și simplu nu vor să-și arate fețele, numele acolo unde sunt oameni prea gălăgioși ca noi.
Deci, nu legi. Că nu ne-ar susține. Deci există o legătură. Nu le trebuie probleme. Am înțeles. Eu leg asta, bineînțeles, dar nu-i condamn, îi înțeleg perfect. Sunt unii care pur și simplu nu mai vor. În fine, situația economică din țară, sunt atâtea circumstanțe. Și după noi... care, peste câteva zile, s-a întâmplat festivalul Iamania. Da, și noi am avut 11.000 de oameni care au venit și noi am avut susținere media de la voi, alte câteva posturi și am mers foarte mult pe Facebook. Și când am văzut atâția oameni care au năvălit în acel stadion și erau toți cu inima deschisă și veneau și îmbrățișau și spuneau mulțumesc, noi am venit aici pentru că noi te-am văzut pe Instagram, noi am venit aici pentru că te-am văzut acolo, noi am venit pentru ca să arătăm susținere. Și noi ne-am descurcat cu vânzările de bilete ca să acoperim toate costurile și chiar astăzi făceam ultimele totaluri financiare și m-am gândit, măi, noi chiar anul ăsta putem să ne permitem și niște echipamente să cumpărăm, ca să le avem pentru anul viitor, să nu mai trebuiască să investim în... Deci festivalul a fost festivalul profitabil. Bine, nu putem vorbi de profituri. Eu când aud că câștigăm la bani, îmi vine să fac cifrele publice, ca oamenii să înțeleagă, sunt de râsul găinii. În niciun caz nu-ți socot bani, eu pur și simplu vreau să înțeleg. E posibil noi ca ne-am o asemenea costurile. Inițiativă să da. Fie financiar, știți... Fezabilă. Cel puțin să-și acopere toate costurile. Cu oameni, cu ajutorul oamenilor buni, oamenii care vor să susțină și care înțeleg că susținerea lor poate nu-i neapărat să fie să iasă pe barricade sau la proteste, dar e suficient să cumpere 10 bilete din străinătate pentru cineva de acasă. Înțelegi? Hai cum să vorbim despre o altă inițiativă care se așteaptă în zilele următoare da? În Republica Moldova. Eu mă refer la offline-ul diasporei. Uh-huh. Bine, primul rând, avem două evenimente organizate de diaspora. Un eveniment organizat de Biroul pentru relații cu diaspora, de stat. Da. Și alt eveniment organizat de grupul de inițiativă care a organizat ultimul forum, primul de fapt, în Veneția. Pe mine m-a mirat faptul că aceste forumuri coincid. Era de mult cunoscut când va fi organizat offline-ul diasporei. Nu știu cum să-l numesc, offline... Adoptă un vot. Nu, da? Offline de... independent al da. Diasporei, pentru că statul n-are nimic de a face cu organizarea acestui eveniment. Cum explici? De ce... Statul a decis să organizeze propriul forum tocmai în aceleași zile când se adună oameni din diaspora care vin pe bani proprii? Cu tot riscul de a spulbera acest mister care s-a creat, eu sunt la curent despre proiectul BRD-ului de mult timp, eu eram încă la Montreal, deci asta ar însemna prin luna martie sau aprilie, când se pregătea acest eveniment. Eu încă atunci nu știam despre activitățile offline-ului Adopt un Vot, deci nu eram la curent, dar eu știam că BRD-ul pregătește acest eveniment. De aceea, coincidența asta, fie ea întâmplătoare sau nu, eu mai degrabă aș vorbi despre, dar de ce, Natalia, noi pe 9 mai avem două parade? Pentru că suntem diferiți. Pentru că suntem diferiți, pentru că se caută să se buimăcească oamenii și chiar și pe cei din diaspora să-i împarte în două tabere. Iată, asta este cel mai amuzant, dar la drept vorbind, oamenii au libertatea să meargă și acolo și acolo și chiar și la ambele să meargă, pentru că oamenii trebuie să aibă cu ce compara. Da, dar atunci când știi că oamenii vin singuri, ei nu au suport din partea statului, ei singuri adună bani pentru a închiria acel spațiu, îmi pare că în Summit Events acum va fi organizat, ei achită toate costurile și tu știi asta, sunt la sigur că tu ai acolo informatori și tu știi asta. Pentru ce să le îngreunezi viața organizând un alt eveniment tot în aceleași zile? Da, mie mi se pare că are de pierdut, nu Adoptă un Vot, are de pierdut doar BRD-ul dintr-o asemenea coincidență. Doar BRD-ul are de pierdut, pentru că se vede cu câtă vehemență se caută, stai, cum se numește asta, să se pună la îndoială, să-i bâmăcească pe oameni. Iarăși, pentru BRD, acesta este un eveniment de PR mai degrabă, da? Eu așa înțeleg, este un eveniment de PR, pentru că nu se vor rezolva lucruri foarte serioase și urgente și de radicale pentru țară, nu-i așa? Pentru Adoptă un Vot, acesta este un eveniment de scindare. A fost evenimentul de la Veneția care a creat acest nucleu, mai departe acest nucleu are nevoie de încă un eveniment ca să înceapă ușor, ușor să se fortifice. Eu nu cred că BRD-ul asta urmărește, să fortifice. Înțelegi ce vreau să zic? Deci, noi doar toți din diaspora înțelegem asta.
noi doar înțelegem pentru ce și pentru ce se face. De aceea mi se pare de râsul găinii asemenea inițiative. De râsul găinii, la fel cum sunt de râsul găinii paradele din 9 mai pe două străzi paralele și așa mai departe. Pentru că am început să vorbim despre diaspora. Spunem, diaspora pentru Republica Moldova la ora actuală, ce înseamnă și cum ea totuși poate influența lucrurile. Mai, eu vara asta am avut ocazia să am pur și simplu o călătorie personală, de familie, dar am avut ocazia să merg prin patru țări. Am fost în Spania, am fost în Italia, am fost în Franța și am fost în Austria. Și în toate țările astea am avut ocazia să cunosc oameni noi. Deci nu era vorba de prieteni. Moldovin. Da, oameni noi care aflau că noi mergem acolo și vreau să se vadă. Tu nu-ți imaginezi cu câtă mândrie și satisfacție eu m-am întors acasă cunoscând moldovenii noștri. Deci diaspora de astăzi nu mai este emigrantul de altă dată. Disperat, înfometat, plecat de acasă. Care nu mai vrea să audă nimic despre Republica Moldova. Diaspora de astăzi este elevată, școlită, luminată. Realizată profesional. Destul de realizată. Financiar, sau dacă nu este realizată, știe ce are de făcut ca să se realizeze. În mare parte, diaspora de astăzi nu își mai vede întoarcerea acasă. Deci sunt foarte puțini oameni care se gândesc la o revenire. Dar diaspora este potentă. Și diaspora trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Că ei, și apropo, oameni foarte realizați și bine puși pe picioare, simt nevoie să întoarcă acestei țări înapoi ceva. Dar tu înțelegi că poate anume din acest motiv, pentru că s-a simțit acest potențial al diasporei, îndeosebi la ultimele alegeri și nu doar. După aceasta a urmat inițiativa Adoptă un Vot, o inițiativă de premieră când o mulțime de oameni din diaspora nu doar că s-au auto-organizat, ei n-au căutat bani în altă parte, ei au scos bani din propriul buzunar și au investit într-un eveniment, de la care nu se știa dacă vor ieși cu rezultate sau nu. Deci, cei care, iarăși, analizează și consultă, s-au gândit la aceasta și atât că s-a ajuns la schimbarea sistemului electoral. Și tu știi foarte bine, încă nu s-au împărțit circumscripțiile pentru că urmează să fie creată acea comisie care va forma circumscripțiile. Înțeles că la diaspora, Canada tocmai o circumscripție vom deci avea. Diaspora cel mai probabil, bine, se vehiculează diferite cifre, dar oamenii în care eu am încredere, de exemplu Igor Boțan, care este un expert în acest domeniu, spune că diaspora ar putea să revină doar 3 mandate. Cum imaginezi tu? Eta diaspora din Est, care este foarte mare, deci nu e vorba doar de Federația Rusă, dar chiar dacă doar de Federația Rusă, este o diaspora enormă, uriașă, care trăiește acolo. Avem Europa, avem Statele Unite ale Americii, avem Canada, avem multe, multe țări. Eta cum 3 candidați din partea diasporei să vă reprezinte? În afară de faptul că poate doar 3 vor ajunge, chiar și cei 3 vor fi probabil tot de ei puși sau cumva trimiși încolo ca să ocupe aceste funcții. Mie mi se pare amuzant să vorbim acum despre circumscripții și eu mai degrabă cred în potențialul diasporii în a-i susține pe cei care sunt aici. Nu circumscripțiile, adică pe cei care vor să se implice aici local, care au voință, au viziune, au capacități de management, au școală, vor să se implice. Eu știu că ei nu pot primi finanțare din afară. Dar eu cred că se... Dacă e vorba despre partide politice, dar dacă e vorba despre, nu știu, inițiative gen festivaluri, media, orice altceva, e posibil? Nu, eu vorbesc acum de inițiative politice. Eu înțeleg că pentru inițiative politice nu este legal să primești finanțare din afară. Da, e interzis. Dar eu cred că așa cum peste tot în lume se pot găsi acele căi legale, că această susținere totuși să fie oferită celor de acasă. Pentru că, iată, eu când vorbesc de potențialul și potența diasporei, eu la asta mă refer. Ca oamenii să creadă în oameni liberi, independenți, pe care eu îi văd la aceste proteste, oameni foarte faini, pe care eu personal voi căuta să-i susțin. Eu am să-i fac transfer prin PayPal. Pur și simplu. Nu trebuie neapărat să facem declarații și vai de mine, au venit atâtea sute de euro de la nu știu care diaspora. Pentru ce? Sunt lucruri mult mai simple. Poftim. I-am făcut omului o donație personală. Cine pe mine mă poate împiedica să fac o donație? Nimeni.
Nimeni. Susținem, na, e simplu. Fă-o. Da, poate partidul nu, da, poate mișcare civică care pretinde la un moment dat să devină un partid nu, dar căi se pot găsi, crede-mă, se pot găsi căi, pentru că la urma urmei aceste donații pot fi venite pe ONG-uri, instituții locale care se sprijină. Deci, vrei să spui că diaspora deja este gata să o facă? Eu cred că da. Eu sunt gata. Dar eu cred că mulți oameni sunt care ar fi acele asta? Idei în jurul cărora moldovenii din diaspora, te întreb din tâi despre diaspora pentru că o știi totuși mai bine, ar putea să se unească. Care ar fi acea idee pentru care oamenii ar fi gata să plătească un leu, da, un euro pe lună? Probabil că noi acum vorbim despre ce viziune ar trebui să aibă acei noi veniți ca să găsească simpatie în diaspora. Și eu tot timpul mă gândeam la asta. Ce-mi lipsește mie în unii sau în alții care sunt în opoziție, când mă gândesc, uite, eu vreau să-i susțin pe cei din opoziție, dar sunt niște lucruri care... Ce-ți lipsește? Deci mie lipsește în primul rând retorica în două limbi. Eu vreau să fie unificate etniile din această țară. Eu Igor Dodon vorbește în două limbi. Bun, aici mai dezarmat. Igor Dodon vorbește în două limbi, dar el nu vorbește niciuna dintre limbile mele. Deci că nu ajunge nici aici. Nu. Eu pur și simplu nu cred pe dânsul, asta e problema. Bine, deci retorica în două limbi, deci mesajul trebuie să fie unificator. În primul rând, oamenii trebuie să înțeleagă că ei fac parte dintr-o țară, nu din câteva etnii. Eu vreau să aud mesajul de toleranță legat. Toleranță pentru diversitate. Vreau să fie mesaje foarte radicale față de biserică. Deci eu chiar vreau să văd un om curajos. Și nu te temi să fii arsă pe rug? Nu, nu. Eu vreau să văd oameni care vor avea curajul asta să introducă în viziunile lor. Eu înțeleg biserică, că asta e totalmente antipopular. Eu înțeleg că asta e totalmente antivoturi. Dar eu dacă voi vedea un om care nu se teme să piartă voturi, dar înțelege că prin asta cucerești oameni, eu pe acel om îl voi susține. Nu contează dacă câștigă sau pierde, contează ce schimbare de mentalitate face el. Pentru că eu cred că Maia Sandu a făcut o mare schimbare de mentalitate în țara asta. În țara asta, în sfârșit, a început să vorbească despre toleranță, despre diversitate, despre că poți să fii și altfel și să pretinzi că poți fi președinte. Noi n-am mai avut așa ceva. Eu despre asta vorbesc. Da, dar în același timp sunt alții care spun că de ce și n-a ajuns spre... Bine, dincolo de faptul că media, resursa administrativă și totul a fost aruncat împotriva ei, există unii care sunt convinși că acele câteva procente se datorează faptul că ea totuși n-a avut copil, că ea totuși este femeie nemăritată, ea... Nu. Maia a luat atât de multe voturi. Foarte pentru mult, prima ei experiență. E adevărat. Așa că noi, dimpotrivă, trebuie să celebrăm câtă lume a susținut-o pe ea, neavând aia. Bine, aici, nu să nu uităm că totuși există și Andrei Năstasiu care a cedat și asta este foarte important că a făcut acest lucru. În fine, dacă m-ai întreba pe mine, eu aș vorbi despre lucruri care sunt taburi în țara asta. Toleranță, diversitate. Despre toleranță, despre diversitate, despre discurs. Noi suntem biserică. Un țară laică, țineți-vă bisericile în biserici, acolo să le fie locul, lăsați oamenii să gândească liber, nu-i zombați. Sunt multe, multe, multe alte lucruri, inclusiv din alea care poate sunt mai puțin creștinești, legate de ce trebuie în această țară de legalizat. Aici ne oprim. Da, aici ne oprim, sigur, pentru că trebuie să pregătim oamenii. Da. Mentalitatea e prea radical. Să nu schimbăm mentalitatea în timpul emisiunii prea radical. Vreau să zic că am avut recent, am fost, spre marea mea surprindere, invitat la Centrul Evreiesc din Chișinău să susțin un discurs în fața migranților evrei care au venit, pentru că aici odată pe an se organizează discursuri, evenimente pentru migranți. Și nu știu de unde și până unde au ajuns la mine să mă invite să le fac un discurs. Și în acea sală se aflau migranți evrei plecați de mult din țară, dar și câțiva oameni de afaceri, iarăși evrei din această țară, care nu știu de ce au venit să mă urmărească. Și noi am avut o dispută foarte puternică la capitolul cum poate fi acest oraș super minunat transformat în unul în care oamenii să năvălească ca și turiști, pentru ce ar veni, pentru ce ar cheltui banii. Și noi am ajuns la concluzia, fiind vorba despre chestii mai puțin legale, că acest oraș, această țară, are atât de puține resurse interesante pentru turistul de astăzi, încât unicile lucruri care îl pot face cu adevărat interesant sunt câteva lucruri care trebuiesc aici scoase la iveală și
legalizate, înțelegi? Oameni de afaceri din țara asta spun lucrurile. Te referi la prostituție și marihuana? Mă refer la cazinouri. Ceea ce pentru mine a fost, de exemplu, o surpriză, pentru că eu sunt un anti-jocuri de noroc și eu cred că asta este o foarte mare năpastă. Dar uite că un om de afaceri, nu vreau să-i dau numele acum, foarte argumentat m-a convins că dacă în această țară s-ar legaliza niște lucruri, această țară avea numai și numai de câștigat. Eu înțeleg că acum spun niște lucruri șocante și ele vor fi decupate și transformate în știri. Dar până la urmă, asta este realitatea. Asta este realitatea. Da, noi avem vinuri. Și cam atât. Și cam atât. Deci, te oprești la cazinouri și vinuri. Bine, nu. Eu nu-ți dezvolt acum discursul. Eu înțeleg foarte bine că după asta sunt proașcă cu pietre în mine, dar în privat eu pot să vorbesc multe lucruri de acest gen. Și poate și o să fie un moment într-o campanie, oriunde o fi, eu să mă exprim pe tema asta. Dar eu chiar cred că în această țară trebuie să fac niște schimbări radicale la capitolul poziționarea ei pe plan internațional. Acum, comparativ cu discuția noastră de acum un an, ești mai optimistă sau mai pesimistă? Nu, eu nu sunt mai optimistă. Nu ești mai optimistă. Eu sunt foarte realistă. Eu nu sunt optimistă deloc. Eu nu sunt optimistă pentru că m-am întors din acest fototrip și m-am îngrozit de sărăcia care este în această țară, dincolo, de o rază de vreo 60 de kilometri de Chișinău. Deci sunt sate în care bate vântul, în care casele se tărâm, în care nu vezi niciun om pe stradă. Atunci tu înțelegi că atunci când noi vorbim despre social media, media de tip nou, diaspora, PayPal, legalizarea cazinourilor și revenim la realitățile nu că triste, dar tragice în care trăiește Moldova de astăzi. Asta sunt două țări diferite. Cum noi le putem uni? Deci, ele uneori mă gândesc că s-au rupt deja atât de tare una de alta, încât eu nu știu ce mai poate să le unească. Cum? Cum acea țară care trăiește în disperare, care chiar dacă are acces la internet, acest internet este folosit doar ca o sursă de conectare la Skype pentru a ține legătură cu cei plecați afară, unde nu există WC-ul normal în casă sau baie și oamenii în continuare se spală o dată pe săptămână. Ei au acces doar la câteva posturi de televiziune care în fiecare zi le povestească de bine e să trăiești în această țară. Și Moldova, despre care tu povestești, cu PayPal-uri, cu implicarea, cu reach-uri, cu engagement-ul, cu new media. Cum noi le unim? Tu ai vreo soluție? Eu să am soluții. Pe scurt, dacă e posibil. Nu, Natalia... Dar cum tu ai începe să le unești? Cum aș începe eu să le unesc? Eu, în primul rând, aș începe să construiesc în capul și în mintea oamenilor sentimentul că în această țară se poate de trăit confortabil. Se poate de pornit o mică afacere, o brutărie, aș ajuta oamenii să învețe să scrie proiecte, să obțină granturi. Pentru că la țară cu asta se rezolvă foarte multe lucruri. Oamenii sunt învățați să scrie proiecte, să obțină granturi, să fie lăsați în pace să lucreze. Eu atâta mă rog. Doamne, faceți la fel de multe porcării probabil cât le faceți acum, dar lăsați, vă rog, oamenii să muncească, să-și deschidă micile afaceri, nu-i hărțuiți, nu trimiteți controale, dați-le pace măcar un 2-3 ani să lucreze liniștit, să înceapă să creadă că poate bagajul cel care l-au pregătit acolo poate să mai stea. Pentru că asta e problema cea mai mare. Oamenii stau cu un picior acolo, cu un picior aici, cu... ei nu înțeleg încotro să mișcă lucrurile. Dați-le voie oamenilor, pur și simplu să trăiască normal. La 2-3 ani, în liniște, lăsați-i să trăiască normal. Poate să reușească din nou să creadă că se poate de trăit aici. Eu îți mulțumesc foarte mult. Media clasică se deosebește de media nouă, de faptul că noi suntem foarte limitați în timp, noi deja am depășit timpul nostru. Eu îți mulțumesc foarte mult. Eu promit că noi vom reveni la această tradiție de a face cel puțin o dată pe an o emisiune, pentru că e o bună precapitularea lucrurilor care s-au întâmplat în țară. Eu îți mulțumesc, eu doresc echipei voastre să rezistați și eu cred că acesta este hashtag-ul timpurilor care noi trăim. Rezist. Da, nu e un hashtag inventat, vine tot din România, dar e un hashtag atât de bun, de împrumutat în acest timp. Eu cred că dacă vom fi împreună, vom rezista. Și oamenii să fie în așteptarea proiectului tău, care va fi peste... Da, ne vedem la toamnă aici la TV8. Exact. Și nu doar cu tine, dar și cu Andrei Bălăcan. Da. Mersi mult. Aceasta a fost emisiunea politică. De săptămâna viitoare ne plecăm într-o scurtă vacanță, dar ne vedem în septembrie pe micile ecrane. Toate cele bune!